Ovidiu Nosa, singurul candidat la șefia Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, a promovat concursul și a fost numit șef al IPJ Salaj. Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a postat un comunicat conform căruia, la data de 14 aprilie, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române a avut loc concursul pentru ocuparea funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, în urma căruia a fost declarat admis comisarul șef de poliție Dosa Gabriel Ovidiu. Reamintim că Ovidiu Dosa a preluat funcția de șef interimar în 15 ianuarie, după pensionarea lui Iosif Ghiurca. Dosa Ovidiu s-a născut la 21 ianuarie 1968, este căsătorit și are 2 copii. În perioada 1989-1993 a urmat cursurile Facultății de Drept de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. În 1998 a absolvit un curs postuniversitar de drept penal la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A mai urmat în 2001 și 2003 două cursuri de formare profesională, unul în domeniul managementului la Centrul de Studii Postuniversitare și Postacademice din București, iar unul pentru formare profesională ca șef de serviciu la crimă organizată și antidrog. În 2005, Dosa și-a luat masterul în drept administrativ la Universitatea de Vest Vasile Goldiș.